Hello! Welcome to the Arca page. This is Romanian for migrants. Bună! Bine v-am regăsit pe pagina Arca. Acesta este cursul de limba română pentru migranți. You are now attending a conversation in time of Christmas. 5. Asistați acum la o conversație de Crăciun. 5. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Veți auzi o conversație dintre doi colegi de muncă, o femeie născută în România și un bărbat care este abia mutat aici. You will hear a conversation between two workmates. A woman who was born in Romania, and a man who has just recently moved here. Fiecare replică va fi scrisă și pe ecran, pentru a putea urmări cuvintele. Each line will also be written on the screen, so that you can follow the words. Bună din nou! Hello again! Bună din nou. Hello again. Îți mulțumesc mult pentru ce mi-ai spus despre postul Crăciunului. Thank you very much for what you told me about the Christmas fasting. Cu mare plăcere. Mă bucur să văd că te pasionează tradițiile noastre. More than welcome. I am happy to see you are passionate about our traditions. Am venit să mai povestești despre Crăciun. I am here so that you can tell me more about Christmas. Sigur, of course. Cu mare plăcere. Astăzi aș vrea să-ți povestesc despre unul dintre momentele cele mai frumoase ale Crăciunului și anume dimineața zilei de 25 decembrie. I'd be happy to. Today, I would like to tell you about one of the most beautiful moments of Christmas, meaning the morning of 25th of December. Dimineața de Crăciun. The Christmas morning. În fiecare an, copiii sunt încurajați să fie cuminți. Each year, children are encouraged to behave nicely. Pentru ca Moș Crăciun să le aducă cadourile dorite. So that Santa Claus can bring them the presents they wish for. Tradiția spune că, înainte de Crăciun, copiii trebuie să scrie o scrisoare către Moș Crăciun prin care să spună ce își doresc să primească. Tradition has it that before Christmas, children need to write a letter to Santa Claus, by which they say what they wish for. Apoi, în noaptea de 24 decembrie, Moș Crăciun se strecoară în casele tuturor și lasă sub bradul atent împodobit cadouri. Then, in the night of 24th of December, Santa sneaks in everyone's houses and leaves presents under the carefully decorated tree. Dar această tradiție îi privește pe cei mai norocoși dintre copii. Așa că te sfătuiesc ca anul acesta de Crăciun, în locul unor cadouri scumpe pentru familie, să păstrezi câte ceva și pentru cei care locuiesc la orfelinate, cei care își petrec sărbătorile la spital sau cei care nu au o casă. But this tradition only cares for the luckiest of children. So,
This year, instead, for Christmas, I advise you that instead of expensive gifts for your family, you save something for those who live in orphanages, who spend their holidays in the hospital, or the homeless. Așa, Moș Crăciun va ajunge la toți. This way, Santa Claus will find his way to all. Mi-a plăcut mult. Mulțumesc. Pe mâine. I very much enjoyed it. Thank you. See you tomorrow. Pe mâine. See you tomorrow. This was all for the lesson today. This was your Romanian teacher, Madalina Mihai, and this is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Asta a fost tot pentru astăzi. Am fost profesoara de limba română Madalina Mihai și acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!